Sezonul rece înseamnă pentru mulți dintre iubitorii acestui anotimp sporturi de iarnă cu multă zăpadă. La cum arată situația în județul Hunedoara la această oră, lucrurile nu stau chiar atât de bine pe cum și-ar dori turiștii, căci în zonele montane din județ, except în Straja, nu prea este zăpadă. Iernile de odinioară nu mai sunt de câțiva ani buni așa cum le-au trăit mulți hunedoreni, cu multă zăpadă, cu ger de crăpau pietrele și cu glasuri de copii care se bucurau de un săniuș pe cinste. Acum, temperaturile din decembrie sunt mai apropiate de cele din octombrie, iar lipsa zăpezii face ca spiritul sărbătorilor de iarnă să nu fie simțit la fel din acest punct de vedere. Nici în zonele montane din județul Hunedoara nu s-au aliniat planetele prea bine, întrucât nu a nins mai deloc. Excepție făcând însă stațiunea Straja. Au fost zilele trecute temperaturi cu minus, deci mai mici. În zonele montane au putut face proprietarii de pârtii un pic de zăpadă, însă temperaturile au scăzut chiar ieri alaltăieri, vorbeam cu băieții pe sus la punctele de permanență, e o inversiune termică. Jos erau minus 6-8 grade, sus erau doar 0 plus 1 grad. Nu e prea convenabil. Ne așteptăm la temperaturi cu plus după prognoza de săptămâna aceasta, nu foarte mare, însă destul de cu semnul întrebării pentru sezonul de schi. Este încă zăpadă la Straja, se poate schia. Să vedem în zilele următoare cum va fi vremea, dacă ne aduce cel de sus ceva zăpadă, dacă nu, na, asta e. În ceea ce privește stațiunile Parâng și Râușor, aici nu este încă zăpadă, spre dezamăgirea turiștilor care și-au programat deja să petreacă sărbătorile de iarnă aici. Nu avem, deși sunt zone apropiate, vremea e schimbătoare și total diferită. Ai zice că e aproape, ar trebui să fie zăpadă și acolo, să ningă când ninge, nu. Când ninge în Straja, s-ar putea în Râușor sau în Parâng să plouă și invers. Deci sunt foarte schimbătoare vremea, mai ales că zona retezată e traversată de tot felul de curenți. Avem noi o vorbă, se descarcă norii doar în Straja, norii de zăpadă. Dar una peste alta vedem ce va fi. Sperăm să ningă de sărbători, să avem niște sărbători frumoase. Mai multe informații despre acest subiect aflați în emisiunea La Subiect, imediat după jurnalul de știri.